Mă cutremur. Tot au mă
下大雪干湿的水流那么清晰，一米二的那么清。沙拉的湿湿，分别有那么湿湿。沙拉的天气气候，跟着那温度发潮汐，里面的温度，新湿气被吸了，它就变成了温度的那个，它就变成了。Sarà così un successo per due o tre uccellici care collaboraus pre località per Mitter e Maus l'indeus un debato di Rosario ci descriva che disturbi il campo ci vogliamo tre linee speciali contemplate con Jesus Nazareno ci rautrici și Iisus se ajunge prin urmă și întreabă, ce sunt cuvintele acestea? Întristătoare, grele, pe care le rostiți-mi pe voci, pentru ce sunteți deci? Și unul de nume Cleopa, și așa se numeau cei doi ucenici Domnului, Luca și Cleopa. Cleopa zice, tu nu ești din Ierusalim. Tu ești singurul care nu mai auzit despre ceea ce știe tot Ierusalimul, cele de trecute cu Iisus din Nazaret, care era prorocul mare, puternic, în cuvânt și în fapt, înaintea poporului, înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul. Și cum că metenile noastre l-au prins și l-au măsânit și l-au dat spre moarte și a fost răstignit, el spunea cumva în via. Și noi așteptam să învieze și atât au trecut trei zile sau multe plane. Și Domnul îi mustră cu dragoste și cu vorbă dulce și blândă. Deși puțin grasă, o, nepricepuților, zăbatnicilor cu inima, ca să credeți cele ce au zis prorocii, poate fi nu știți ce-au trăit prorocii de dinainte despre întâmplarea aceasta. De ce sunt inimile voastre triste? Nu știți că așa trebuia să împlinească Hristosul, că așa au spus mulți, așa au zis Psalmii, așa au zis Isaia, prorocul și ceilalți din preotul cu el, să împlinească și a treia zi să învieze. De la acolo de față, ei nu cunoșteau. Și-au ajuns la satul acela, la Emaus. Dar el se făcea că merge mai departe. Unul simțind ceva, scapă o vorbă de înghiere. Parcă i-a dinsese ceva din prezența acestui străin, acestui necunoscut. Într-o vagă percepție, nu știu de ce, dar până simțeau, omul ăsta trebuie să fie ceva. Și îl roagă, rămâi cu noi. Nu știu de ce, rămâi cu noi. Iată, e spre seara. S-a făcut spre seara. Și ziua s-a plecat. Și-a rămas mici. Și stând la masă, Iisus a luat pâinea, a binecuvântat, a frânt-o și le-au dat acolo. Atunci s-au deschis ochii lor și au cunoscut. Este El, Cel de care îl plângeau, că n-a înviat. S-au întors să-L privească. S-a făcut nevăzut. Și acum urmează două la întâmplarea aceasta cu nevăzut. Și la ce spun ei? Oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne trebuia Scripturile? Dragii,
Nula opus. Trebuie pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu să se deschidă alți ochi decât ochii Duhului. Alte urechi decât urechile date unui să asculte zgomotele. Trebuie să ne învăluie pe unul o altă vie să folosească o alt fel de cunoaștere decât cunoașterea prin simți. Când l-au cunoscut pe Hristos, când era să-L vadă pe Hristos înviat, a dispărut. S-a făcut nevăzut. Pentru că ochii trupului și urechile biologicului nu pot sta nici pricepe, nici în cape împărăția Spiritului a Duhului. Este o altfel de cunoaștere cu care lumea noastră nu se capă. Al cunoaște pe Dumnezeu cel care stă ascuns de cele ale măsurătorului, ale măsuratului și întăritului, adică ale științei, ale rațiunii discursive, ale logici umane pornite din marele Aristotel. E o altă lume. Se și numește cunoaștere extrasenzorială, din afara senzorialului sau cunoaștere mistică. Aceasta presupune însă că trebuie să-ți dotezi existența cu organe ale intuiției Duhului. Trebuie să te rogi lui Dumnezeu și să spui că nu e dotează-mi auzi în potrice de taina ta. Pune tărie în picioarele mele ca să alerge acolo unde nu alergă și nu pot alerga umblătoarele noastre pământești. Cu alte cuvinte, trebuie să ne deschidem, să ne creem, să ne clădim existența spirituală, existența duhovnicească. Această cunoaștere mistică exprimată de mulți dintre gânditori, mai ales dintre poeți foarte mult să seamănă aceasta. Nu cu gânditorii lumii, trebuia să zic, dar nu mă feresc de cuvintele, filozofiei care circulă între oameni, științe și așa mai departe, înseamnă foarte mult cu intuiția poetică. Mi-a rămas mie în minte și v-am mai spus lucrul acesta, dar țin să vă spun, o exprimare extraordinară, o exprimare poetică aceste cunoașteri mistice, dintr-un poet descriere german, mare poet, ai Maria Lui. Ideea e, Doamne, ești nevăzut, dar găsit. Te pricep, te aud, chiar te văd, cu ochii, cu urechile, cu mintea pe care Tu le-ai amprentat, de care te-ai atins. Așa cum cel ce e mamă, care își iubește fiul cu adevărat, simte un fel de simțire, de intuiție, când fiului se întâmplă ceva. Ați auzit de treaba asta? Este și o vorbă celebră, cel ce iubește de săvârșit, este aproape, chiar și când este îndepărtat. Mama care simte că fiul plecat de lume
dintr-o priviște sau într-o bucurie. Și simt. Iată cum a simțit Rainer Maria Rilke, creionând poetic, exprimând, mai bine zis, poetic, cunoașterea mistă, cu poezia mistă. Puteți să-și închideți ochii, că așa s-a făcut. Stinge lumina ochilor, te pot vedea. Acoperă urechile, te aud, șor, fără picioare, către timp, pot umbla. Și fără gură poți să te implori. Frânge-mi în două brațele, la fel te va cuprinde inima în loc. Oprește-mi inima și creierul va bate. Iar te vei asfârli în creier foc, de sânge te vei duce ca inima. Cred că vă place. Aceasta, dragilor, ceea ce rugăm noi de Dumnezeu, să ne îmbraci această cunoaștere, această simțire a Lui, așa cum mama își simte copiii de departe. Și mai e ceva la care m-aș ocupa. Iar o sintagmă, dragă mea, copiii, tineretul, cei care sunt aici așa, să mă ierte, tuturor mă adresez. Noi ceilalți suntem cu toții cam petreceri. Recunoaște? Zic apostolii, dorim pe Hristos, fără să știm. Rămâi cu noi, că s-a făcut în seara. Rămâi, Doamne, cu noi, că și noi suntem înspre înserată. Și când ai arătat cu vârsta înspre înserată, te-ai mai lămurit însemnând. Ai mai lăsat dintre ale tale și pătimit. Și pasiune, și încrâncere, și vise de șară, și rele pe care acum spate, și temândie, neputință și boală. Și te înțelepțește Dumnezeu cu pedagogie de cărântețe, de neputință și de neajutorare. Și atunci nu din frică. Nu trebuie să fie din frică. Din faptul că n-avem ce vorbește. Din faptul că n-avem însoțitor. Din faptul că suntem singuri. Să zicem și noi. Rămâi cu noi, Doamne. Suntem spre seara și s-au plecat ziua și n-avem unde și la cine ne duce, pentru că Tu ești la timpul cuvintele vieții. Harul Domnului Iisus Hristos, dragostea de Dumnezeu Tatăl, părtășia Sfântului Dumnezeu să fie cu noi.